era din legea 215 privind administrația publică locală, de publicată cu modificările și completările ulterioare, e scurt. Se convoacă Consiliul Local, Berzon, în ședință ordinară pentru data de 30.06.2017, ora 13, la sediul Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu al primarului și diverse. E o ședință mai simplă astăzi, pentru că... Vreau să vă spun că pe ordinea de zi regulamentul pe care l-am votat în noiembrie anul trecut, dar era în regulament, era prin și rol. În urma verificărilor făcute de cei de la prefectură, mi s-a solicitat ca rolul să fie din dispoziția primarului. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Și regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate să fie prin hotărârea Consiliului Local. Și atunci am separat anunțul eu cu dispoziția și am lăsat numai regulamentul de funcționare prin hotărâre. Și atunci o să punem pe ordinea de zi, că e una din măsurile pe care sunt primite la prefectură. Deci noi, fiecare aparat, au fost cu atribuții, dacă ați citit materialul, și dau cu totul cu președinte. Punem la vot orice de ordine de zi. De la tot ținim puțin potrivit. De acord. Procesul verbal de la ședința anterioară, dacă l-ați citit și știți, l-ați citit pe comisie, sunt comentariile alea, vă citesc din nou. Care sunt? Sunt obiecte ceva? Nu. Atunci am mai trebuit știi tot ce la ședința trebuie. Trecem direct la primul punct pe eu trebuie cu ordinea de zi. Prezentați proiectul de hotărâre. Articolul 1. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului Comunei Berzin, județul Bacău, conform anexei care face parte integrant din prezenta hotărâre. Andrei, primar. Hotărârea a fost cunoscută, deci acum în noiembrie, noi acum în noiembrie, când am făcut hotărârea asta, nu știu că după aceea noi ne-am hotărât cu proiectele astea, deci s-a dat, după urma, un control ce-a fost, s-a dat jumătate, deci proiectul ăsta e jumate la primar, deci sunt ori dintre primarului. Da. Primarului și s-a dat. Și acum noi trebuie să-l aprobăm pe ăsta, l-am cu... Organizarea și funcționarea a aparatului de specialitate a primarului. Așa cum am prezentat. Asta avem de aprobat. Acum... Cine crezi că sunt pentru, cum spune la vot? Cine? Pentru cine? Dacă sunt discuții pe această temă? M-am uitat de toate. Vreau să vă anunț că e pusă în dezbatere publică până pe 15 iunie proiectul de hotărâre privind nomenclatorul stradalului. Domnul Ion. Și la nivel de instituție, cu aparatul de specialitate și cu domnul primar, am spus că acele plătuțe pe imobile să fie o taxă de 5 lei, o taxă modică care se va face. Deci, eu noi mai bine că dacă ați 15 la discuția liberă, privind plus că regulamentul privește exact cum se va face numerotarea, cum noi vă invităm, e publicat în ziarul Expresonești, o așteptăm, veniți foarte propune. Deci asta va fi cu ordinea de zi. Nume de la da, da, da. Deci 5 lei de... Noi vom da discuția atunci referitor la urmare. Fabricarea celor plăcuți. Și am zis așa că cele care vin cu denumirea străzilor se intre în obligația primăriei, iar în ideea de a mai recupera și poate și
știu eu, de o responsabilitate celui care are plăcută, 5 lei, nu știu dacă este atât de scump, agentul fiscal o să îi tai chitanță și eu dăm primire și stabilim împreună locul unde este fixat. Nu știu, cred că trebuiau adus și prezentate. Sunt multe, nu? Sunt toate. Dacă 5 lei în discuția liberă, ne va ajuta la primărie să veniți. Nu, să duc și acum, că e bun. Să, dacă sunteți de acord cu suma asta, mai mult mi se pare o responsabilitate a oamenilor de a avea grijă de ea. Alminte de viitor îi punem în vedere că dacă dispare plăcuța, o cumpără și face. O cumpără din nou ea. O faci el. Atunci, cumpără, nu, că de făcut să facă același. Nu mai faci 5 lei, poate faci 10 lei. Acolo noi avem o subvenție. Da, la diverse aveți atât cu la diverse, cine are cineva la diverse, domnul. În legătură cu țiganul asociațional, deci am avut o discuție cu el. L-a amenințat pe Liviu că aduce el gașcă, că bate, că face, că trece. M-a dus asociația. La piața asta de aici. La piața asta nu știu ce, și nu știu cu gabe, nu știu ce a zis tot așa. Și m-a dus aseară acolo. O băgat mașina aia, papucul, o băgat acolo, trecut peste podia și o băgat în tarabe, l-am pus să scoată afară, să scoată mașină. Dar el are contractul, nu, are taxe pe el. Nu, nu, plătit taxe, o plătit până ieri. Nu, 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 mașina ce curgea ulei pe acolo, papucul acolo. Piața este piață de desfacere, nu din prezentare. Păi, și nu vreau cu amenințări, dacă nu, nu măsură, nu mai primim, dacă se comportă în halul ăsta. Da. Asta, nu trebuie să vede nimic, a fost și asta. Tot la diversii, dacă vreți... Aș vrea să mai spun și eu ceva. Pentru că nu prima să mai face accident cu comunitatea noastră ceva, pentru că lumea au terenul de uliță asta la casa cu care trebuie să-și cadă fundul. Ce mai au pe acolo de adus, n-au cu ce, domnule, n-au, deci n-au, trebuie să o curească, să o ia pe partea cealaltă, pe la brasă, cu oare în zană. Să punem niște gata, să mai curățăm, să mai tăiem de acolo, să mai facem ceva. Nu știu unde vin. Care iese la venit cu propunerea domnului. Propuneri, ce propuneri? Propuneri, ce propuneri? Să punem niște gata, să mai curățăm, să tăiem, să facem ceva la urmă. Luni dimineața, la ora 9, vă invit la primărie. Da. Da? Împreună cu cei de la 416, că îi folosim în interesul localității aici, mobilizați dumneavoastră 1, 2, 3 de acolo, o să ducem niște piatră, curățăm crem și facem. Și nu vine niște piatră în primul loc, nu primar. Nu putem pătrunde cu mașinile, cu utilajele pe drumul, dar dacă vorbim amândoi, nu ne ascultăm și nu înțelege niciunul. Deci, în momentul când se eliberează calea de acces, cu oamenii de acolo, în direcția fiecarei proprietăți, mergem. Cum parcrezi la buldoi, 30 de milioane, poate o lagă și taiere la fel și nu ne permitem să stricăm geamurile din cauza de cei de la, de acolo din sat de la Bușcă, nu-și fac ordine în fața porții. Deci mobilizați pentru cale de acces, să elibereze calea de acces, iar noi promitem cu potilajele mediu și rezolvăm. Da? Când e eliberată calea? Pentru că asemenea probleme am avut nu la Bușcă. Am avut-o și aici, în Bărbunt la Mestecin, și când am mobilizat toți oamenii să vină să facă, a doua zi când am stabilit ora, niciun om. Asta chiar sunt de brașul tuturor. Iar nu primăria, dacă vreau uitați în jur și o să discutăm în particular niște chestii cu dumneavoastră, primăria are câțiva oameni. Deci, dacă eu mă duc la tăia de greci, la împrăieștia balastă, la făcut șanță, la curățat în fața porții la fiecare și nu știu ce, atunci trebuie să schimbăm statutul privatului. Deci, trebuie cumpărat să mă duc, să mă duc în porțile oameni. Și să mergem la fiecare. Deci, am mai spus-o și o mai repet. Una dintre obligațiile consilierilor e și de a mobiliza și a face o leagă de ordine de acolo, în sectorul unde îi reprezinte. Și nu o spun cu reproș. Trebuie să-i mobilizăm, că așa am spus în acel. Nu eu singur fac așa dumneavoastră. Împreună cu dumneavoastră, organizați, facem și știi bine. Eu ce pot să vă spun, pot să vă spun altfel la diverse ce vreau să luăm în discuție. Eu am ajuns dimineața acasă la 6. Am fost plecat la o invitație la a doamnei Norica Nicolae, la Bruxelles. Și să știți că am mai fost odată acolo cu tente de vizită. Nu. Acolo a fost o teatru cale de discuții și a pune la dispoziție toate problemele
cu care se întâmpină toți primarii din județul Bacău. Culmea face că au fost invitați cei din partidul ANE. A fost și domnul primar de la Măinești, a fost și domnul primar de la Târmănești, am fost și eu, a fost și de la Helegiu. Deci cei care reprezintă formațiunea asta politică, ALDE, doamna Lorica fiind din europarlamentar din partea acestei formațiuni, ne-a invitat la Bruxelles să ne punem, de fapt, pe masă problemele care ne întâmpinăm. Să știți că am avut niște discuții acolo referitor la proiectele de infrastructură, apă, canal, salubritate, de care, dacă ați observat, ăștia iad încearcă să crească prețul la gunoi și sunt probleme, oamenii să ne căziți. Și am avut cu câte un șef de cabinet din fiecare compartiment, am stat de vorbă și chiar în incinta Parlamentului. Vreau să spun că una dintre, văd eu, sperăm să fie reușite, va fi poate chiar externalizarea serviciului de salubritate și înființarea serviciului de către noi. Pentru că primarul de la Măinești, de exemplu, a venit și a prezentat contractul cu Romplești. Este o aberație ceea ce au semnat Consiliul Județean cu ei. Niciodată reprezentantul mediului la Bruxelles, acolo care ține legătura cu toate ministerele mediului, atât în România, cât și în celelalte țări europene cu care discută cu aceste proiecte și își aprobă. Așa, și a spus că nici nu s-a întâmplat decât la noi chestiile astea și că au făcut un abuz și că va solicita Ministerului Mediului în România să facă act adițional și să diminueze cu cota de colectare, cu valoarea taxa de colectare la gunoi, să o facă selectiv, să nu mai mărească niciodată taxa, iar una dintre condiții, când nu îndeplinește cele specificate în actul adițional, să anulăm contractul. Pentru că atunci când eu am povestit că noi am fost amendați de Garda de Mediu și că ne-am fost blocați de a exercita serviciul de salubritate la Vernunț, am zis că nu, spate, nu e adevărat. Dom'le, eu pot justifica cu procesul verbal și amende plătite. Că ANRSC-ul este obligat, atâta timp cât îndeplinim condițiile, cum știți dumneavoastră, când am făcut un dosar pentru obținerea autorizației de funcționare, de colectare și transport deșeuri, pe firma DPP-ul care sunteți capital majoritar. Am primit răspuns negativ de la ANRSC pentru faptul că avem deservent în zonă, știți, cei puțini, cei mai ridicând. Și au notat toate problemele astea. Săptămâna care vine, doamna este în România, ne-a invitat la București pe trei dintre cei care au fost acolo, noi, Moineștiu și Dărmăneștiu, să discutăm problema direct la Ministerul Mediului, plus am discutat probleme, v-am zis, pe infrastructură. Una dintre priorități, că nu se mai face și s-a făcut până acum, nu mai aprob, cum să zic, o comunitate europeană nu mai aprob fonduri, decât dacă se respectă o ordine de dezvoltare rurală. Adică nu mai facem asfalt și primul băgăm apă, nu mai facem asfalt și primul facem canalizare și Berzunțul e prins cu trei puncte la Ministerul Dezvoltării, pe învățământ cu două școli, pe sănătate am înțeles că vom obține niște bani pentru dotare, reabilitare, nu, dotare de spesarului și cât se poate modernizare, iar la infrastructură prelungirea conductei de apă și chiar înființarea stațiilor din astea de apă uzată, canalizare, stații de iepurare. Adică suntem propuși pentru finanțare după acest proiect. Acum, vă spun mai multe, dar poate vi le spun mai în particular cu câte unul. Am pus și eu multe, multe întrebări acolo.
până când unii reprezentanți ai cabinetelor de acolo, de la Brâxel, fiind din Argeș, fiind din nu știu unde, Ardeal, fiind din nu știu așa, n-am găsit cum o dăm pe problemă. S-au lăbrășit. Da, așa, s-au dus și au întrebat, dar cine e dânsul de așa? Pentru că eu am devenit doar acum mai aprins acolo, mai impulsiv și am pus ei întrebări. Există directivă, dacă spre București, să împiedice, așa cum ați auzit și pe la televizor, Bulgaria, acum o altă țară din lângă noi de aici, au luat o grămadă de fonduri, România nu. Din 150 și nu știu câte proiecte, România prinde 5, dintre care unul pe studiu de nu știu ce, 4 pe nu știu ce analize, bani de unde. Și zic, dom'le, nu e adevărat, nu. Și am pus în vedere, pe lângă altele, când am spus că acolo sunt incompetenți, am spus că, domnule, să găsim o soluție ca relația între primăriile din România, chiar din urban și rural, să poarte discuția direct la Parlamentul European și cu solicitare de proiecte, finanțări și nu se poate, nu se poate. Schimb din toate cele ce am prezentat noi acolo, că ne se cere studiu și, de fapt, noi nu avem aprobare de finanțare. Ni se cere ridicări de nu știu care și, de fapt, proiectul nu-i propus pentru finanțare și nu există nicio ordonanță sau o măsură sau submăsură pentru finanțare a proiectului. Și ne lasă să ne porcorim în hârtie și, la urmă, primim acele adrese, că s-a suspendat finanțarea pentru așa sau s-a epuizat. Și noi cheltuim o grămadă de bani de nu știu ce. Și, în urmă, la toate discuțiile astea, că am stat vreo două ore chiar în Parlamentul European acolo, și-au luat aficat și de cabinet toate problemele care și cum i-aparțineau, și după care vine la București. Suntem invitați noi trei la București, eu, Măieștiu și Dărmăneștiu, să punem și acolo, în fața ministerelor, exact problemele care sunt, le întâmpinăm și nu ajung să finanțările astea, adică nu ajung la primării din orașul ăla. Asta am făcut în termen de 3 zile. Acolo. M-am dus azi dimineața acasă la 6 și am venit în toată și m-am ajuns. Da, dar mai sunt probleme la diverse. Eu am ținut să vă prezint pentru că să știți ce am făcut și cum. Da, domnul consilier, domnul. Având în vedere că asfaltul nu turnat pe ulița Cimitir, zis Biserica Catolică Cimitir. Acolo este o construcție, cred că zic așa, nu prea veche, e cam nouă, datorită faptului că noi depunem taxe și impozite la primării, cerem și cer cetățenii ca prelungirea EON, electricitate, EON, să fie dusă până la capăt. Deci ultima casă să fie posibilă, să aibă posibilitatea de a trage curent. Una la mână, al doilea subiect, care este, cred că, din multe ori și în multe faze au fost discutate și probleme, noi le știm mai apropiat care am fost acolo, pământul bisericii vechi. Vorbim parohia, romano-catolic, care e părintele Robert Panzer. Este implicat. În multe faze, multe plângeri, mă gândim partea cetățenilor care sunt în zona. Care sunt în zonă? Eu nu am putut să mă duc eu, că nu-mi permit să mă duc la părintele să-i spun fă asta, fă asta, nu pot, că eu sunt așa cum sunt eu, da. Ce durește cetățenii? Începând de la Hălucescu, Veturia și până la Machiș Petru, sau dacă îmi spunem Bravo Iunel, zona aia neturnată regolă, neturnată regolă, nu este turnată regolă, este un șans foarte bun, soc, făcut. Drumul și asfaltul s-a pregătit foarte bine, sunt mulțumit cetățenii, dar acolo s-a făcut un focar de infecție, cum s-a spune, un depozit de gunoi, care toată lumea duce pe profită că e adânc, foarte adânc, acolo și aruncă, și unul și altul, și mai și acolo vor să fie curățați. Eu nu pot să mă implic, dar dacă domnul viceprimar sau poliția comunitară se poate duce să spună părintele, părinte, puniți oameni să puniți acolo. Eu n-am să mă duc la consilier, că eu am tăiat acolo un bravo. Dacă să iau un bravo, să duc la mine acasă, nu-mi permit, nu pot să duc, n-am spațiu, știți că n-am spațiu.
Așa că mă structură. Terenul este a bisericii catolice. Terenul este a bisericii catolice, da? Biserica catolică are consilieri? Păi eu nu mă pot deda de ei. N-ai consilieri, trebuie să... Nu mă pot deda de ei. Și să prăiește, da. Se spală, dar trebuie să... Vă rog, știm ce aveți. Nu știm situația, domnul, știm despre ce vorba acolo. Proiectul când a fost făcut pentru drumul cimitir acolo, cum ziceți dumneavoastră, asfaltarea a fost făcută de specialist și e dată acea înclinație a apii să se ducă pe o singură parte a regolei, datorită de faptul că era strâmb și o să fie cale de acces pe ambele părți. Acolo, cei care deversează din curți pe partea respectivă și ce vine de pe deal, am stabilit și știm, am stabilit că se va face o regulă de către primărie, cu schimbarea și tubului la Macheș, la Petru și prelungirea rigolei la Vale pe lângă... Până la Sacă. Până la Sacă. La Olarul, la Vale, la Emil, până la Pot, ca să meargă în partea aia. În schimb. N-a mai fost timp. De ce spun asta? Noi nu avem aici decât vreo 3 oameni cu care lucrăm. Și avem un singur bulgo și o singură mașină. Comuna, după cum ați observat, domnul Lucachi la Bâșca n-am ajuns deloc și dau dreptate. Deci nu am ajuns. La Buda, eu n-am mai fost de o săptămână la Buda, o săptămână și ceva, și uite, chiar o să-l rog pe domnul consilier, sunt oameni, de fapt, acolo, să luau, iau un pic măsuri pentru curățarea domeniului public în fața porții. Vin acuși sărbătorile, oamenii buni, și haideți să... Ce facem din timp? Avem atunci timp să mai retușăm. Mai trebuie aia, mai trebuie aia. Dacă ne bucăm atunci de acolo, da. Acolo, la Buda, văd că am avut întâlnire și cu primarul de la Benești, la Zlău. În care eu am o discuție veche cu el, dacă suntem la diverse. Am o discuție foarte veche cu el să întregim acel drum cu Turuianu și să ieșim în partea aia pe la el. Chiar era și părintele Arsenie de față. Acolo am putut niște discuții. O să mă văd și cu el săptămâna care vine, adică împreună cu el la Consiliul Județean, la domnul președinte, la Crașoveanu. Spărtăm o discuție, zicem că ne poate ajuta și Consiliul Local, măcar să facem un drum agricol de legătură între părțile astea la altă așa. Am avut din nou o discuție referitor la drumul care știm și mie, adică stau cu capul plecat când mă gândesc la drumul ăla, ce înseamnă din centru până la spre cer. Zilele astea, și am zis, sunt mai aproape de hram, pentru că după calibul ăsta de căldură, 100%, vor veni ploi și va străca, iar chiar trebuie să ne protejăm și pe noi și pe cei din jurul nostru, și cum mă refer la cultură, la toate chestiile astea, dacă găsim posibilități. De hram, la Sfântul Sava, am stabilit prin galul în care Berduțul l-am înscris, că avem vreo 70 sau 80 de milioane, cam așa, vorbesc bani vechi. Vin din partea galului pentru analize și animații în zonă, pentru implicare la dezvoltarea unor proiecte rurale și purtarea de discuții cu diferiți cetățeni pentru interesul lor, care galul, pe baza unor proiecte, sunt finanțate. Când gal, așa cum am spus eu atunci când v-am prezentat statutul galului, v-am spus că vin foarte mulți bani pe agricol, pe non-agricol, pe, și că spun non-agricol, vin spre societăți, IE-uri, UAF-uri din localitate, care ei, în baza unor proiecte, vor primi finanțare directe, nu primăriile, și primăriile de către acele societăți. Chiar înființare de societăți și toate. Și va fi o prezentare, și am stabilit eu, atunci pe 6 august la Buda. De ce? Pentru că în programul ăla de animație și de consultare are și un program artistic, finanțat de GAL, nu finanțat de noi. Și să-l facem atunci la Buda. Și va fi o chestie frumoasă, zic eu, și pentru asta trebuie să ne mobilizăm. Noi, pe partea asta, la primărie și am la legătura și cu părintele acum și am vorbit cu el și o să dispare vagonul ăla. Da, e ia legătura cu domnul Vici, am spus să duci poliția locală pentru că nu vrea să aibă discuții. E pe domeniul public, la terenul ăla, în timpul cel mai apropiat o să-l aducem înapoi în mijlocul fix al primăriei, în inventarul primăriei și ea nostru, deci dat prin administrare, nu-i dat cu bani. Sau nu-i și în locul doar mergem în părcureț. Și acolo vreau să ne ajungem în părcureț acolo la intrare, să facem lucrurile.
Partea noastră este una. Noi suntem puțin, banii sunt, cerințe sunt multe. Cerințe sunt multe. Să știți că eu, și am spus-o și o repet tot timpul și am mari părere de mine, eu nu sunt nici foarte frumos, nici deștept. Atât de tare cât se pot face toate și o să duc toate. Și tot am cerut sprijin. Atât aici la aparatul primăriei, cât și puti și dumneavoastră, mereu și chiar rog și cei care au trecut prin așa să ne sfătuim să vedem. Dar Bereștiul Tăznău, vreau să vă spun și o recunosc cu așa modest, este dezvoltat. Făcând bune comparații. Și am stat de vorbă cu domnul primar de acolo și omul la mandatul care e la tătelea și mi-a spus că, bă, omul, uite, ce se întâmplă? Mi-am luat un cet și eu am avut asta, am avut asta, am avut asta. Încercăm să facem, dar toate se învârt într-un, în jurul unui singur punct. Leu. Bani. Și dacă banii sunt puțini, facem atât cât putem. Imaginează-vă că, uite, de exemplu, acum avem niște bani în gală, în gală, acolo am stabilit o regulă de la început. Și asta așa, indiferent câți bani vine, nu că este Nicolae Bărcescu, localitatea cu care noi suntem în gală, e mai șmecher, e mai dezvoltat, mai nu știu ce, și el ia mai mulți bani sau are întinderi mai mari sau nu știu ce, și Berzonțul ia mai puțin. Nu, sunt exact pe numărul localităților. Și în zilele următoare, Galo va primi niște bani pe care nouă ne se cuvine până la vreo 30 ceva de mii de euro. Care trebuie să ne gândim foarte bine în ce ramuri investim. Și ne gândeam să facem achiziția încă un utilaj cu care să mai cărăm, uite, mai ducem, facem lucrări prin Berzunț. Așa nu ne joc bani, să iei un utilaj performant de 100 de mii de euro. Să pui tu să completezi de la 35 la 100, deja ne ducem în cap. Și atunci o să avem o discuție, ne consultăm cu chiar vreau în Consiliul Local, Comisia Economică, Comisia Juridică, ceilalți consilieri, să discutăm, să vedem. Eu vin cu o propunere, vreau să o analizați, să văzut ce și cum, să facem ceva de bani, să-i folosim constructiv. Astea sunt chestii de viitor. Astăzi, pe lângă cele expuse aici și problemele care sunt în fiecare sătuc și avem și știm de ele, pentru că toate noi, eu vă rog din suflet, haideți să ne implicăm și noi atât cât putem acolo și să mobilizăm oamenii, măcar vecinii stânga, dreapta și ăla la rândul lui, mai departe, să facem, pentru că mergeți cu mine acum, uite, eu nu am mai avut timp să mă aduc în altă parte de azi, în altă, m-am fost și vechi desemnat, așa, și am mețit după drum că n-am dormit o secundă, așa, dar m-am dus și m-am uitat, începând de la Ciocan la deal, partea cu brază, la Buda, la Bale, pământul ăla de la Adam, jeta de dispare, săptămâna care vine până în Miercuri, joi, cel târziu, se dispare de acolo, amenajat frumos acolo, Buruiana până în sus, la gât, până la Italia Comună și spre Schit, la fel, m-am dus către partea aia, la fel, Buruiana, foarte, foarte multe lume. Treceți acasă și vă dau un exemplu. Urmați exemplul lui Tașca. Doreau să știți cine este Tașca. Poftiți? Marius. El e pușcărit, dar e nevoasă. Deci când treceți acum acasă, uitați-vă la partea lui. Cât e de curat? Este o curățenie, vă rog, nu? Este o curățenie, e nevoasă. O să trebuiască să-și ia de pe partea carosabilă, să-și ia, să-și strângă. Acolo n-am găsit-o acasă, că am vrut să opresc, că eu am rugat-o să fac aia și chiar o premiam dacă era acasă. Ori am las curat. Apoi o rugam să iei după drum, să strângă, să ducă undeva în spate, spune că aia să degradează, să potrezește. Da. Știi să-ți ridic eu. Poate eu, dacă vorbim și mă scuzați mai devreme, toată privință, problema pe podul. Mă scuzați, am spus, mi-am cerut scuza. Tot cu podul, trecând de la Biserica Catolică spre Glodosul, asfalt nou turnat, tubul ăla mare, podetul mare turnat acolo, firma respectivă care s-a implicat și a făcut bravo, e bine, dar nu sunt mulțumiți cetățenii noștri și chiar nici ce nu sunt mulțumit în zona mea, că mi-a aparține acolo, este colmatat tot tubul, care aparține, are 6 metri și jumătate lungimii. Și ce au făcut firma respectivă? Au venit propriu-zis
prin discuții și prin ceartă și prin așa, au venit și au făcut. 2 metri în față și 2 metri în spate. Deci 2 în față, 2 în spate, 4. Și 2 metri și jumătate este colmatat până sus la 0. Colmatat până la 0. Dacă am încercat să intru într-un tub aplicat, îl scot, să-l trag cu sapă, nu întâi, nu nicio problemă. Unde duc și ceva cu el? Păi să-l scot de acolo, să-l scot afară, un cărmin și din cărmin să-l dau pe roapă și din roapă să-l duc. Este colmatat tubul care trece de lucrarul cu glodosul, să știți. Este colmatat, pur și simplu. Domnul Vici, și-a notat? Deci, apa nu poate să treacă prin tubul și roapă. Încă 40 de centimetri în sus și au lucrat, acolo în domeniul am lucrat și eu. Sus 40 sus și apa a venit din. L-au pus 40 jos, nivelul drumului. Și atunci apa a venit. Acum fac o chestie. Eu sper că și televiziunea și nu convine mai tare. Ca să-și aude, că am început că nu găsim altul sus. Răzut un ceva. Într-o canalizată, asta sunt eu, cu cât panta este mai mare, cu atât rămâne mizeria mea. Pentru că apa se duce pe lângă și râd mizeria mea. Asta este la lucru. Deci nu-i că ei nu are pantă să duce. Cu cât panta este mai mare la orice canalizare, de vece ori, cu cât panta este mai mare, cu atât canalizarea este să fură mai repede. Pentru că apa trece, iar nu-i tot locul 5 grăză. Eu vă dau o schiță foarte simplu. Nu îmi dați scena astea, nu. Pentru că pe chestiile alea, domnul Întregea, sunt schițe aici. Deci dacă matale poți contesta un specialist, te rog frumos, săptămâna care vine miercuri, avem comisie de recepție la drum. Vă invit și vă rog să vă notați, doamna secretară, domnul Vici, vă invit și să invitați explicații celor de la inspecția de construcție, celor de la proiectant. Vă dau și un lucru de interes. Chiar vă rog, eu vă invit tot. Eu vă invit tot. Așa ce vă rog. Și dacă am dat un lucru, faci un lucru de interes. Nu, haideți ceva. Da? Eu de asta v-am dat câteodată câte un sfat. Deci știți ce se ia de bază în țara asta? Știi, Ioana? Hârtie, scris. Ai ștampilat. Dacă ai dreptul ăla de autor, te rog frumos contrazicul ăla, că ăla o să-ți dea niște detalii tehnice în care mă trebuie să fie așa. Și atunci nu te, sper să nu te mai ceri cu mine. Nu, eu nu sunt de specialitate. Și am mai spus-o și repede. Eu nu sunt de specialitate, de asta cei care știu și așa, veniți, puneți-le întrebări. Și eu chiar am tot interesul să ia întrebări cu un oameni bun, la fel, că nu dăm bani așa. Că acum am semnat 1000 de astea și am așa spune. Chestia este, și repet, eu am pus aceeași întrebare, specialistul. Și mi-a spus clar și demonstrat-o acasă. Într-un tub de PVC, pune un dop de hârtie, pune panta așa, dai drumul la apă, să vezi tubul, dopul de hârtie, n-ajunge jos, dă inclinația așa, toarnă apă, vreau să duce hârtia așa pe treacă. Am mai fost discuții cu da. Nu, dar eu sunt de acord. Miercuri, deci miercuri dimineața la ora 9, ne vedem la biserică cu toată comisia pentru da. Dacă mai sunt ceva probleme de discuții pe diverse, nu trebuie un domnul primar, după la capătul asfaltului la Iordacea, nu s-a surpat. Mașina de la un preț nu mai are loc, întoarce. Nu știu, merg, nu știu câți doi metri ca să meargă cu spatele ca să ajungă pe la destinație. Deci partea aceea n-a fost ligoabă sau cuide, n-a fost nimica și s-a dus asfaltul. Deci tot apa care s-a fapt în sub, asfaltul s-a dus. Deci mașina pur și simplu mai nu se întoarcă. Deci proiectul pe drum, nu este finalizat. Nu este finalizat. Nu este finalizat. La nimic, la nimic. De miercuri, intră să termine de boli de la Buda. După care intră și termină la Bâșca. După care trebuie să meargă pe glodosul, până are de rău glodosul. Și apoi se face o pre-recepție, după care face recepție. Deci nu și nimeni și noi, noi, dar cei care au luat bani sunt obligați să invite la recepție inspecția în construcții, proiectantul, specialiști de zi, din șase. Ei, ăia nu vor permis niciodată să se treacă peste ceva neconform. Pentru că nici eu nu sunt de acord. Ați văzut și la urcare în pantă. Nu era prevăzut cu zid de sprijin. Am apelat acolo și am făcut așa. Unde au fost alte probleme la fel, am apelat la ei și nu s-au rezolvat. Asta trebuie să facem. Deci când ajungem acolo la deal, te rog, ieșim, discutăm, vedem. Poți că cu metru, cu metru se va preda către beneficiar. Deci nu facem asta. Nu se mai nimeni de legi, pentru că nu mi-a sumă să arăt cu asemenea chestie. Și nu vreau. Nu avem discuții cu ei decât să facă ceva bună. Mai sunt ceva discuții, dar nu încheiem ședința.
Dacă mă vedeți. Ședința o declară închisă.